justiția. Astăzi au fost reluat cercetarea la fața locului, la domiciliul inculpatului și de asemenea a avut loc o conducere în teren cu inculpatul, unde acesta a indicat că a abandonat un sac care conținea fragmente osoase arse. Și alte urme, doar oase sau și... Și cenușă, și cenușă. Aceasta trebuie să fie cernită pentru a putea vedea ce resturi mai sunt acolo. Da, indicat că e vorba despre trupul lui Zei? Din declarația sa, el așa a declarat că este trupul lui Zei. Până nu avem testele de laborator, nu ne putem pronunța. El spusese că a aruncat-o și în Dunăre. Acum a revenit? El a revenit cu noi precizări. A susținut Gheorghe Dincă în fața anchetatorilor că își amintește fetele după luni și nu după nume? Nu știu, nu am cunoștință că despre acest fapt. În casă ați mai găsit astăzi alte urme biologice care să confirme prezența celor două tinere? Sunt ridicate în fiecare zi urme criminalistice care urmează să fie procesate. Au fost găsite în acel sac și haine, urme, bijuterii, altceva? Deocamdată nu ne putem pronunța. Probele sunt ridicate și vor fi trimise spre expertizare. Ce explicat? A folosit aceeași metodă? Ca în cazul Alexandrei? Acesta așa a precizat că a folosit aceeași metodă. A ucis-o, ucisă și incendiată în acel butoi? Vă dați seama, este greu acum să ne pronunțăm și să facem asemenea aprecieri. Agresiunea tot în casă s-a produs? Acesta așa a declarat că tot la domiciliul său. Ce l-a făcut să-și schimbe declarația după ce inițial a zis că a aruncat trupul lui Zei în Dunăre? A revenit cu noi declarații. Au apărut indicii noi că numărul victimelor ar putea fi mai mare decât cele două, Alexandra și Luiza. Până la acest moment nu avem asemenea indicii. Mai luați în calcul și varianta de a merge pentru a verifica și în Dunăre, cu toate că acesta a schimbat declarația? Noi verificăm toate pistele de anchetă. Doamna procuror, a aruncat totul? Poftim? Aveți piste pentru... Nu avem asemenea date deocamdată și vă spun că sunt date din anchetă care pot fi furnizate acum. Testul poligraf s-a făcut sau dacă nu, când se va face? Urmează ca procurorul de casă decidă. Întâi să terminăm cercetarea la fața locului, care este cea mai importantă. Mâine ar fi fost programată expertiza psihiatrică. Va mai avea loc? Nu, noi vom continua cu cercetarea la fața locului. Spuneți-mi, vă rog, a aruncat totul într-un singur loc? Sau Le-am prăștiat? Nu, aceste fragmente osoase au fost găsite într-un sac. Telefonul mobil, cartela telefonului mobil, altceva ce a aparținut Luizei a fost găsit? Până în acest moment știu că nu, dar v-am spus, urmează să ancheta continuă. Mai aveți încredere în declarațiile lui, ținând cont că le-a schimbat atât de radical? Declarațiile sale nu sunt singura noastră pistă, nu este singura noastră pistă. Noi mergem pe mai multe piste de anchetă. La procuror, v-a spus la cât timp a făcut acest lucru, la cât timp câte zile a ținut-o în casă? Din declarațiile sale rezultă, acesta a declarat că în aceea zi. În aceea zi a violat-o, a ucis-o, a incendiat-o și a adus-o. Nu am cunoștință despre viol. Pe timpul zilei sau noaptea a adus resturile în pădure? Acestea amănunte nu le cunosc, procurorul de caz le cunoaște. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, să rămână! Da!